Bărbatul, care a venit la bancă pentru a verifica cutia de valori, a descoperit că aceasta era goală. Omul n-a stat mult pe gânduri și a chemat poliția. Un bărbat a reclamat că dintr-o cutie de valori i-au dispărut bunuri și o anumită sumă de bani. Cutia respectivă de valori se afla într-o unitate bancară din Ploiești. Facem cercetări pentru stabilirea veridicității sesizării respective, dar și pentru stabilirea sumei de bani și dacă sesizarea respectivă se confirmă sau nu. Prejudiciul reclamat de Prahovean este unul fabulos, 1 milion de euro în bani și bijuterii. Nu este pentru prima dată când o bancă ploieșteană intră în atenția oamenilor legii. Acum aproape 2 ani, un incendiu a mistuit camera tezaurului unei instituții bancare din oraș. Ulterior s-a descoperit că incendiul a fost provocat chiar de o angajată a băncii pentru a masca furtul unei sume importante de bani.